este intoxicant să păstrezi în tine niște lucruri care te oprimă într-un fel, te oprimă... Dar putea să le spuneți popii. Alea le-am spus popii la vremea care a trebuit. Nu era de ajuns? Nu. Iată, de ce? Iată de ce. Eu plec de la o maximă a lui La Rochefoucauld, pe care acum foarte multe zeci de ani, prima oară am citit-o. Atunci, chiar atunci m-a frapat, dar nu mi-am dat seama cât de importantă e și cât de explozivă, într-un fel, în sensul că face să explozeze ceea ce trebuie să explodeze ca să nu se mențină explozibilul în stare latentă și deci periculoasă. Este o vorba lui Rochefoucauld care spune așa: nu există ușine pe care să o fi meritat și care să nu fie în puterea noastră de a o răscumpăra, cu condiția ca prețul răscumpărării să fie în proporția corectă cu acea rușine. Orice rușine se poate spăla, dar trebuie spălată cu adevărat, nu numai așa, ca să faci un gest de formă. Acea mărturisire a mea am făcut-o la un moment dat în niște dialoguri care urmau să fie publicate cândva, dar nu știam când, pentru că avea loc dialogul în 88 sau la începutul 89, nu mai țin minte, și sunt într-o carte, nu numai asta e cartea aceea, sunt alte lucruri, bineînțeles, cu Stelian Tănase, care o să apară anul ăsta. Am făcut această mărturisire, nu sunt singur, mai este Lucian Pintilie, care a făcut una similară. Anumite diferențe sunt asupra vârstei, asupra momentului, asupra duratei. Dar am făcut-o firește și pentru că, într-un fel, pot să zic că îmi dădea mâna. Asta este partea mai puțin, cu un preț mai mic. Dându-mi mâna să fac o mărturisire care nu mă obligă la altele mai jenante, fiindcă nu erau. Dar zic și dacă ar fi fost, trebuie aduse lucrurile până la capăt. Am să spun foarte abrupt, deși firea mea, așa cum e cunoscută și de mine, nu vorbesc de ceilalți, că de mine oricum mai bine cunoscută, cred, deși s-ar putea să nu ne cunoaștem în toate colțurile ființei noastre, mai bine decât poate le percepa alții fragmentar. Însă, în linii mari, știu mai bine ce zace în mine decât poate să știe unul din afara mea. Fără îndoială, pentru mine, factorul decisiv este cel mistic. Deși eu nu sunt o natură mistică, din potrivă, natura mea este cea care a rămas și o să intru mai pe urmă în amănunte. Cât interesant cred că parcursul trecerii mele de la libertinajul în care am trăit foarte mulți ani din viața mea și de la filozofia libertină în care m-am format și la anumit estetism care a intrat constitutiv de vedere mele și nu mai poate fi abolit în niciun caz, azi, în mod corect și autentic. Deci o să fac această istorie puțin mai pe urmă. Dar, fără îndoială, pentru mine, care nu sunt o natură mistică, dar care am putut înțelege la un moment dat ce este mistica și care este altceva decât misticismul, nu e confundate aceste noțiuni, mi se pare factorul decisiv în ordinea credinței. Latura etică, vreau să spun, nu e decât o rezultantă. Când am înțeles ce este natura mistică, e vorba de un moment decisiv, sau e vorba de un moment livresc, sau e vorba de o experiență abruptă, sau de ceva care s-a construit... Înțelegerea pe care am căpătat-o asupra faptului mistic este una livrescă și ea poate fi decelată într-un stadiu al devenirii mele intelectuale în cartea mea despre Sadoveanu. Atunci, ocupându-mă de ceea ce este elementul central în viziunea lui Sadoveanu, în cosmologia lui Sadoveanu, deși oarecum în etica imanentă și neprecizată care decurge de acolo, este conceptul de inițiatic și, mai cu seamă, tema fundamentală a coborârii în inferne. Asta am înțeles-o mistic, am înțeles-o pe linie livrescă, vreau să spun. Dar livrescul acesta nu poate fi disociat de toate conotațiile și toate elementele care se aglutinează la el. Nu poate fi în stare pură decât la misticii efectivi și practicanți. Nu sunt din aceștia.
nu am pentru asta însușirile congenitale. Presupun că există însușiri congenitale pentru o bună experiență mistică, deși să cunosc cazuri, poate sunt cele mai exemplare, ale unor oameni care au avut o abruptă revelație într-o bună zi. Adică se pare că abruptul lui Pascal, care l-a dus la fulgurații extraordinare, are ceva totuși, până la urmă, de natură, să zic așa, revoluționară. Eu sunt un antirevoluționar prin esență. Am avut cândva o slăbiciune intelectuală pentru ideea de revoluție, o repudiez total și adopt acum poziția lui Solzhenitsyn în Vandeea, în primul rând, și aducând aminte și de o vorbă a altui gânditor francez, Joseph de Maistre, care spune că revoluția nu este contrariul unei revoluții, ci o revoluție, ci este că revoluția nu este o revoluție de sens contrar, ci contrariul unei revoluții. Uitați-vă, Vasile de la Poiana Mărului, și ăsta se pare că era rus, dar el e cunoscut, Vasile de la Poiana Mărului, zice următorul lucru: dacă până la 35 de ani, frate, nu ți-a apărut Hristos în chilie, tu nu dispera, o să-ți apară la 45 de ani. Dacă până la 55 de ani nu ți-a apărut Hristos în chilie, tu nu deznădăjdui, frate, o să apară la 80 de ani. Dacă până la 80 de ani nu ți apare, frate, tu să nu deznădăjdești, că imediat ce ai murit îți apare. Vi se pare mai încurajator punctul acesta de sigur, vedere? Sigur că da. Argumentați-l, fiindcă cine poate ca să ne creadă? Să stai 80 de ani călugăr într-o mănăstire și să n-ai niciun semn. Cu atât mai virtuos dacă stai 80 de ani necălugăr și nu într-o mănăstire. Cu atât mai vârtos lucrul ăsta este de natură să te poată fie dispera, fie încuraja. N-ați avut semne? Puteți spune că semne n-ați avut semne? Am avut totdeauna. Cine care m-ar interesa să ne spuneți? Dar semnele au... Se pot spune vreunul din ele? Semnele au o trăsătură. Trebuie să le identifici ca semne. Recunoașterea, adică. Da. Dacă vine semnul și tu treci peste el, el a venit, el a făcut ce trebuia să facă. Semnul și-a făcut datoria. Tu nu ți-ai făcut-o. Excelent. Și atunci, pentru asta, trebuie să se producă în tine însuți o anumită devenire, o anumită pregătire, anumite mutații, anumită creștere sau scădere. S-ar putea spune atunci că aventura credinței este o conștientizare a fenomenului de recunoaștere? Eu cred că da. Eu cred că da. Dar puteți da exemple de... Dar eu vreau să dau următorul exemplu, care poate să nu pare foarte imediat adecvat la întrebare. Am ajuns cu vremea contemplând în propria mea existență, biografia mea care a început să se contureze la vârstă încolo, începea să aibă o anumită întregime. Puteam să o judec în desfășurarea ei și putea să văd... Retrospectiv, adică, da. Puteam să văd ce anume este bucla care închide, bucla deschisă și așa mai departe. Am ajuns târziu să-mi formulez o unică rugăciune, care o fac tot timpul, da, tot timpul. Facă-se voia Domnului, iar nu a mea. Evident, când spun facă-se voia Domnului, este implicită partea a doua, iar nu a mea, dar trebuie să fie conștientizată. Iar nu a mea. Apăsată, adică. Da, pentru că a mea poate și nu numai că poate, probabil că este greșită. Eu am văzut în viața mea că tot ce mi-am dorit din copilărie mi s-a împlinit mult mai târziu. Mi s-a vrut și mi-am dorit. Și detalii astea mănunte. Voiam să ajung scriitor și era clar la un moment dat că în regimul socialist și al realismului socialist nu mai era posibil. Totuși am ajuns târziu de tot scriitor. După pușcărie? După... Da, după și chiar cu anumită notorietate. Am vrut să fiu ambasador în Franța. Când ați vrut? Din copilărie. Îmi ziceam că e o bună condiție pentru un scriitor. La un moment dat, nu numai că nu mai era posibil, nici de imaginat, nici de cugetat așa ceva, dar nu mai doream deloc. Mi se părea un lucru cu totul, nu frivol, că eu nu sunt contra frivolității, dar un lucru superficial, lucru care e detestabil. Spune Oscar Wilde, după teribila lui experiență, viciul suprem e superficialitatea.
Și aici e ceva, depinde ce înțelegi prin superficialitate. Adică ne spune și Valerii și Nietzsche, niște agnostici de altfel, că cel mai profund lucru pe care îl are omul, zice Valerii, este epiderma. Și Nietzsche spune, grecii erau profunzi din superficialitate. Adică superficia, suprafața, este o formă a revelației. Nu trebuie și să... creștinismul... Și, de altfel creștinismul, dar e momentul să spunem acum ca să nu uităm. Aud pe unii zicând că creștinismul este o spiritualitate, creștinismul se planează pe culmile spiritului sau pe... Ce reproșați acestei... Sau că planează pe înălțimi. Nu e adevărat. Creștinismul este de un materialism, de un realism zdrobitor. Și până nu înțelegem asta, nu putem să ne instalăm corect în colosala revelație, adică colosala experiență revelatorie care ne dă creștinismul. Aveți curaj ca să spuneți că spiritualismul, că de fapt pe ăsta îl înfierați, ca să spun, ca comuniștii, aveți curajul ca să riscați afirmația că spiritualismul e principala erezie a creștinismului? Categoric. Regele este un ofițer, nu este un civil. Regele nu poate fi decât în uniformă la marele momente. El este ofițer și camaradul tuturor ofițerilor și ostașilor lui. Lucrul ăsta este foarte important. Regele nu e un surtucar, nu e un funcționar și mai să nu e un veleitar. Regii nu poate să dorească să ajungă fructele statului, fiindcă el va ajunge în orice caz și el e pregătit pentru asta și nu are niciun fel de apetit. De obicei, unii regi au ajuns regi împotriva gusturilor, dar aveau un cotru, Ferdinand. Chiar și Mihai, el a fost o rege mare, Mihai, se va vedea ce mare rege a fost, numai cu cele două mari momente de până acum, o să urmeze și altele, sunt sigur. Cel de la 23 august, care a fost actul lui personal de curaj, de îndrăzneală, de luciditate, și de realism, și greva regală de jumătate de an, pe care filmul Oglinda o eludează complet. Și este un act de suveranitate extraordinar, fără precedent. Și rar, nu? Și rarisim, nu cunosc alt exemplu. Poate că mai este unul. Este unul scurt de 24 de ore, aici lui Baudouin al Belgiei, când a abdicat pe 24 de ore ca să nu sancționeze o lege pe care el personal, moralmente, ca creștin, o repudia. Legea n-avea cum să fie evitată, dar el a abdicat 24 de ore. Un gest extraordinar, care mulți au spus că asta pune în cumpănă legalitatea. Nu o pune în cumpănă, o confirmă. Am vorbit la televizor odată și în public, dar la televizor cu mai multă răspândire, despre faptul că regele Angliei, Henric al II-lea, un mare rege, un mare legislator, un om extraordinar, o mare minte și un om de mare inteligență și curaj, un om foarte frust, avea mâinile bătătorite de manipulare și armelor și a uneltelor. Și nu putea să stea jos, să stea mai în picioare. Curtea lui era obosită, că nu putea să așeze când era în picioare. Să stea mai în picioare și vorba mergând. Acest rege a spus o vorbă nesăbuită, care a avut efect, ca efect, uciderea fostului său prieten, arhiepiscopul Sfântul Thomas Becket. Când și-a dat seama regele că vorba lui nesăbuită a creat acest lucru, această crimă teribilă și o victimă periculoasă pentru dinastie, era și problema politică, nu numai cea considerentele politice, morală, a făcut o penitență extraordinară. S-a dus gol, acoperit numai cu mantia care a fost luată, s-a dus gol la mormântul acelui arhiepiscop, a îngenunchiat pe acel pe piatra mormântului și a fost flagelat de toți călugării care erau un număr de aproape 100, care îi dădeau cu sete. Și apoi a rămas o zi și o noapte îngenunchiat pe mormântul acelui sfânt, în văzul și cunoștința întregii națiuni. Și apoi a plecat călare, pus-și mantia pe rănile trupului lui. Și a fost bolnav câteva vreme, fiindcă flagelația asta are efecte de lungă durată. Și mi s-a spus. Și atunci am zis, cine este capabil astăzi să facă o asemenea resipiscență, dar reală, reală, nu de formă? Cine este capabil astăzi? Ar fi capabil Mihai, dar el nu se pune în situația aceasta, că nu se va pune niciodată în situația, dar spune vorbe nesăbuite. Dar vreau să spun, iată un exemplu de frică de Dumnezeu. Frica lui Dumnezeu l-a îndemnat pe Henric al II-lea să facă acest act extraordinar și magnific și sfințitor. Știți ce mi-a spus un coleg parlamentar? Lasă-vă dure cu bazochiștii ăștia.
Vreau să spun o întâmplare cu Emil Cioran, care mi-l face mie mai de preț chiar decât frumoasa lui proză franceză, atât de minunată acustic, îi subliniez acustic. Arta lui este acustică, nu e puțin lucru, Mozart e tot acustic. Ideile lui mai puțin mă interesează și nu le aprob în general, dar acustic e formidabil. E bine, acum mulți ani, vreo 20, poate mai mulți, întâmplarea mi-a fost povestită de alții, de terți, soția lui și cu el au avut seara la masă o prietenă, tânără femeie din Israel. Și el musafir și îi conduce până la metro, până la taxi sau până la casă pe jos. Și o conducea la, după miezul nopții, pe străzile Parisului pustiu, la locul unde vrea să ajungă. Pe unul din bulevare, se apărea din străzi, a pus în spatele lor un grup de 3 sau 4 arabi, din dialogul cărui a rezultat că i-au pus gât de o femeie pe bărbatul ăsta mititel și plăpând, urmând să scoată ușor din luptă, să-l facă nepericulos. Fără a grăbi pasul, a deschis repede ușa la o casă de raport, atunci erau coduri ca acum, ca să nu poți intra, a intrat, i-a spus femeii, urcă repede sus, salvează-te cum poți, eu o să ții ușa cât am să pot. A ținut ușa cât a putut, adică puțin, ei au venit peste el, femeia nu mai era, i-au luat hainele, cu portofel cu tot, l-au lăsat în chiloți, l-au bătut măr și s-a întors fără bandă metro, pe jos, în pilea goală, acasă, în luna aprilie. Mi se pare asta un gest de o bărbăție, de un cavalerism extraordinar și categoric, Dumnezeu va ține cont de asta mult mai mult decât de frumoasele lui pagini. Ce ați înțeles prin asta și la urma urmei vă întreb așa, cine a scris, cine a stins candela în România? Dar mai întâi, care a fost această candela aprinsă? O candelă ca și o lumânare arde pâlpâind. Uneori gata să se stingă, altor arde cu o lumină mai puternică. Așa e și credința noastră în Dumnezeu, că ea nu este statornică, nu e fixă și nu e prin nimic hotărâtă. Și e totdeauna primită să se stingă. Candela, lumânarea, credința. Să fim foarte atenți la chestia asta. Faptul că se vine la înviere cu lumânarea ferită de vânt și până la urmă până acasă tot se stinge dacă nu stai destul de aproape, este un simbol pentru lucrul ăsta. Veghează să nu se stingă candela. Ea, această candelă de milenii se tot stinge, are cine să o stingă, dar se reaprinde mereu. Dar în România, în special în România, s-a aprins o candelă extraordinară și nu e un simplu fapt întâmplător, dar altfel imputat tineretului că vine cu lumânări și îngenunchează în piață publică, zic că astea sunt practici legionare. Și nu sunt legionare, sunt vechi românești, s-a făcut la izlaz în 48 și poate și mai dinainte. Candela asta a fost stinsă și destul de repede, după prima lumină extraordinară din decembrie 89 și din iunie 90 a fost stinsă de nu de necredința celor care au pus mâna de la început pe putere, de liberii cugetători declarați sau de apoi fățarnicii liberii care își fac semnul cruce acum și se duc și fac diverse gesturi de devoțiune fățarnică. A fost stinsă de slaba credință a prietenilor noștri. Slaba lor credință. O credință existentă, dar mult prea slabă, care totuși mai permite nădejde din moment ce există ca o pâlpâire, mică, o pâlpâire, da? Dar a fost chiar stinsă. A fost chiar stinsă prin lipsă de atenție la pâlpâirea aceasta. Necredința n-ar fi avut un efect atât de devastator dacă nu ar fi avut, cum să spun, acest cor al slabei credințe împrejur. Și când mă risc asta, mă risc oameni pe care îi prețuiesc și îi iubesc. Dar n-au destulă credință. Mai cu seamă văd acest lucru din faptul că credința lor este amenințată și pusă în șah și chiar paralizată de faptul că judecă lucrurile sub aspectul stop-cadru.
nu văd potențialitățile, nu văd fenomenul procesual, fenomenul de venire, care se împlinește sub ochii noștri, cu toate slăbiciunile și carențele și insuficiențele și nepregătirea noastră teribilă, fiindcă suntem după jumătate de secol de nepregătire. E, bine, asta se întâmplă. Există această, acest fel de a privi aparent sceptic. Nu e sceptic. Scepticismul înseamnă skepsis, înseamnă cercetare, căutare, o întrebare, un dubiu. Un dubiu este un act de gândire, dar un dubiu care din capul lui este decis în sensul negativ nu mai este dubiu. Ori faptul că nu au încredere în potențialitățile care pot fi decelate dacă ești perspicace și atent și care se desfășoară în substructurile societății să petrece ceva. Adică freatic. Să petrece ceva freatic, indiferent că stagnează la nivelul legislativ și statal. Și trebuie să vedem lucrul ăsta. Dumnezeu ne-a dat minte și ochi ca să vedem nu numai ce se vede acum, ce se va putea vedea. Ori a judeca stop cadru înseamnă a aduce în viața noastră publică și socială și în morala noastră o prea slabă credință și o oprire a mișcării într-o postură incomodă. Adică dacă în mișcarea unui salt, mișcările care compun un salt, o fotografie într-un instantaneu și rămânem așa, într-o poziție imposibil de menținut, dar așa o ținem totuși. Ei, noi stăm acum într-o poziție imposibil de menținut, dar stăm în poziția asta absurdă și imposibilă din cauza unei slabe credințe și din cauza că nu vedem lucrurile vii.